Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem pe canalul meu de YouTube. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și astăzi vă vorbesc despre o plantă care mi este foarte dragă. Se numește Sansevieria. Sper că o aveți și dumneavoastră în colecțiile dumneavoastră. În termen popular se mai numește limbă de tigru sau săbiuță sau limba soacrei. Acum depinde de fiecare zonă în care locuiți și sub ce denumire o cunoașteți dumneavoastră această plantă. Eu am mai multe specii, de moment v-am expus doar trei din ele. Acestea vreau să le transplantăm pentru că au ghivecele mici și au crescut destul de mult în ghivecele aceste mici și vreau să le transplantăm împreună. Iar între timp ce transplantăm, vreau să vă vorbesc puțin despre ele ca să aveți câtuși de cât puține cunoștințe despre această plantă, din ce zonă vine și ce necesități are ca fiecare plantă. Dar nu înainte de a începe acest micuț filmuleț, vreau să vă relaxați, să vă așezați comozi, să urmăriți cu interes aceste mici descrieri pe care vi le fac dumneavoastră cu drag. Nu sunt o expertă în horticultură, în floricultură, sunt o pasionată și vă vorbesc direct din experiențele mele proprii. Așa cum știți, îmi plac plantele și îmi place să le descoper, să citesc despre ele, să urmăresc anumite tutoriale și să vă spun și dumneavoastră câte ceva despre ele. Această Sansevieria este originală din sudul Africii. Este o plantă care este cunoscută sub mai multe forme și mai multe modele. Sunt peste 130 de specii din această plantă. Este o plantă ce îi place semi-umbra, nu-i place soarele direct și este o plantă care este foarte ușor de întreținut, foarte ușor de îngrijit și atunci este foarte practică și este bine să o țineți în colecția dumneavoastră. Este o plantă pe atât de ușor de crescut pe cât este și de benefică. Ne dă oxigen și absoarbe bioxidul de carbon. Este o plantă ce este foarte bine să o țineți în dormitor, la intrare la unei case sau unui birou sau unui magazin. Se zice că atrage abundență, fericire, bucurie, bani și prosperitate, liniște și de toate. Asta se zice în arta Feng Shui. Eu am una în dormitor, am una la intrare și am nu știu câte pe terasă, așa că le am în toate punctele pe care le descrie acest cunoscător și acești pasionați de arta Feng Shui. După cum observați, le am aici și au crescut, erau mult mai mici, le am de ceva timp. Este o plantă cu o creștere foarte lentă. Dacă este bine îngrijită, poate să dureze și 20, 30, 40 de ani, pentru că nu necesită îngrijire, așa cum v-am spus, prea pretențioasă. Îi place semi-umbra, nu-i place la soare direct, pentru că soarele direct le poate arde frunzele, le poate usca, le poate păta și atunci o plantă este foarte compromisă. Nu-i place numai semi-umbra, pentru că dacă este la prea multă umbră, își schimbă culoarea. De exemplu, aceasta pe care o am, o țin în dormitor și am mai multă umbră și și-a schimbat culoarea. Pe când asta o țin la mai multă lumină, își face fotosinteza mult mai ușor și atunci, ia uitați, e aceeași plantă, numai că e diferența de culoare, dacă le puteți observa bine. Vedeți ce diferență de culoare sunt între ele? Asta e la foarte multă umbră, asta este umbră cu soare. Și atunci
din propriile experiențe ne putem da seama unde îi place să fie așezată, unde îi place să fie crescută și îngrijită. Este o plantă de foarte puțină udare, nu-i place prea mult apa, este o plantă ce crește mai mult în zonele seci a Sud-Africii și atunci nu-i place așa multă apă. Ea ca și specie se aseamănă foarte bine cu plantele cactus suculent, cu suculentele, pentru că își face rezerva în aceste bare, în aceste tije, frunze, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, își face provizia și atunci nu are nevoie de foarte multă apă. Dacă îi punem prea multă apă, având rădăcinile, ia uitați cât de subțirele și cât de finuțe sunt rădăcinele, putrezesc foarte repede și atunci începe planta să se usuce și să moară chiar. Ca și pământ, nu are nevoie de un pământ special, suportă orice tip de pământ. De exemplu, poate să crească într-un pământ mai dur, într-un pământ mai galben, mai roșu, mai cleios, cum se zice. Dar de obicei, cei din florării folosesc ori fibra de cocos, pentru că sunt plante care le udă odată și după aceea uită de ele câte jumătate de an nu mai le pune apă. Iar noi folosim de obicei și este indicat să folosim pământ acela pentru cactus, dacă îl avem, dacă nu îl facem noi, niște pământ universal cu puțin nisip, cu puțină perlită și, și cărbune să-i punem, pentru că cărbunele o protejează de tot felul de boli ce pot apărea în pământ sau tot felul de dăunători ce le pot ataca. Eu astea le am de vreun an și ceva, cred, și așa cum le-am cumpărat, le-am în pământul său original, au crescut mai mult în, ia uitați, în fibră de cocos. Eu am udat-o nu de mult și apoi mi-a venit ideea, zic, să fac un video cu ele. Ia uitați, pentru că le-am pus apă, ele și-au făcut rezerva de apă, iar frunza aceasta foarte tânără este o peliculă care îmi dă semn că o să putrezească în curând. Pentru că planta va fi atacată și va putrezi. De obicei am foarte multă grijă cu ele pentru că știu că sunt neschimbate și le țin în fibră de cocos. Așa cum le cumpăr. E bine să le verificăm întotdeauna, toate plantele când le cumpărăm, după o anumită perioadă ce le ținem în casă sau ce le ținem afară, pe terase, în curți sau unde, în spațiile în care le avem noi, este bine să le controlăm, să le verificăm, să vedem să nu aibă vreun merg dintre acela bălos, fără casă. E bine să vedem să nu aibă vreo boală anume, eu știu ce boală poate să aibă, poate să aibă tot felul de insecte, poate să aibă vreun dăunător dintre acesta care are culori galbene, roșii și așa mai departe, care atacă planta. Ia uitați ce bine mi-arată. Sunt plante care înfloresc. Când ajung la maturitate, înfloresc. Am să le scot pe toate și apoi le punem, vedeți, pe aceea am udat-o și mai umedă, iar asta nu am udat-o, cred că am uitat-o. Se mai întâmplă și la case mai mari. Vedeți, le-am ținut în așa cum le-am cumpărat, am avut grijă să le pun foarte puțină apă și atunci asta arată mai bine. Aia e și proaspăt udată de vreo două zile,
în locul unde o am, în dormitorul în care am mai mult soare, o țin și atunci a fost udată cu celelalte, iar acestea le țin, asta o țin într-un dormitor, iar asta în alt dormitor și asta nu are așa culoarea frumoasă. Ia uitați ce rădăcini frumoase are. Nu are rădăcinile foarte groase, de aceea este foarte ușor disponibilă să putrezească dacă îi punem prea multă apă. Aceasta a fost schimbată odată, a avut un ghiveci foarte mic dintre acela de 4 mm, 5 mai mult nu cred că avea și... De când am schimbat-o din ghiveciul acela, a crescut și s-a dezvoltat, s-a îngroșat, a crescut foarte frumos. Ia uitați cât de frumos s-a făcut. Astea am să le pun pe toate la un loc, pentru ca să le am controlate mult mai bine, așa am să le fac un buchet și atunci am să le am pe toate în același loc. Iar pe acestea am să le pun pe amândouă așa cum au stat. Aceasta o am foarte frumoasă, ia uitați-o cât de lungă și de mare mi-a crescut, cât de frumoasă și de puișori. Am aici două ghivece. Este foarte important ca să avem ghivecele cu un drenaj foarte bun, cu destule găuri, așa cum v-am zis, face parte din categoria cactușilor suculenți și atunci... Este bine să aibă destul de multe găuri de drenaj pentru a se scurge apa și nu a sta stagnată pe la rădăcini ca să putrezească. Să-mi pun mănuși pentru că am acest pământ cu nisip, cu petriș. Am spațiu prea mic în această tăviță, că cealaltă este pusă cu plante să absorbe apa. Sunt plante care le pun să într-un vas, într-o tăviță mai înaltă și le pun apă pentru a crește și pentru a le uda. De crescut cresc, dar trebuie să le ud înainte ca să poată să crească. Deci pământul, v-am zis, eu am aici pământ de orhidee și am să pun și fibra asta de cocos pe care am avut-o în două ghivece. Am amestecat-o să fie împreună. Da? Pe acestea am să le pun toate trei în același ghiveci. Așa va forma și un buchet mai frumos. Ce se întâmplă aici, mi-a căzut și nu mai stă bine. Ia uitați. Așa o să arate planta noastră după transplantare. Sunt plante care le puteți transplanta la orice anotimp, nu sunt pretențioase de a fi mutate într-un anumit timp, cum ar fi plante decorative care au nevoie să fie transplantate după înflorire sau după ce au trecut florile sau după ce au crescut destul de mult într-o zonă ca să poată să se adapteze cu mediul. Sunt plante ușor de întreținut și le puteți transplanta că e iarnă, că e vară, că e primăvară, nu contează la ce timp le transplantați. Sunt plante ce înfloresc, sunt plante ce sunt foarte decorative, le puteți face tot felul de ornamente în ghivece mari și puteți să le puneți ca și decor câte o plantă de Sansevieria, da?
Mie îmi place să le țin, nu prea fac eu ornamente dintre acelea, pentru că sunt plante care au nevoie de mai multă apă, sunt plante care au nevoie de mai puțină apă și atunci dacă le combin, unele poate să moară, iar celelalte trăiesc, supraviețuiesc. Așa că îmi place să le las separate, singure și să-și facă ele creșterea lor și dezvoltarea lor. Aceasta este una dintre ele, a cea mai deschisă, care este mai deschisă. O să o punem la mai multă luminozitate pentru ca să-și facă fotosinteza mult mai bine. Să nu mi se mai închidă la culoare, că îmi place culoarea asta, un verde deschis ce bate puțin spre gri. Iar aceasta verde am să o pun, într-un ghiveci separat. Aici sunt doar două. A fost una inițial și între timp mi-a mai dat una și a crescut foarte frumos. Și atunci zic că e spațiu prea mic și am să-l folosesc într-o zi să fac un video. Sunt plante ce înfloresc foarte ușor, cu niște tije scurte și niște flori sub formă de bare, niște firicele subțirele așa, și au un miros foarte plăcut. Floricelele lor înfloresc în perioadele când au condițiile cât mai optime, cât mai bine luminate, mai bine. Mie nu mi-a înflorit pentru că încă nu sunt destul de mature pentru a ajunge la stadiul de a înflori aceste plante. Trăiesc foarte mult aceste plante, poate să atingă și 30-50 de ani de viață dacă sunt bine îngrijite, sunt udate, sunt fertilizarea, este foarte important să vă vorbesc puțin despre fertilizare. Aceste plante nu necesită o fertilizare permanentă. Dacă le fertilizăm de două ori pe an, o dată primăvara și o dată toamna, este suficient. Udarea se face foarte puțin și la 10, 15, 20 de zile, în funcție de zona, v-am mai povestit, în funcție de zona în care le țineți dumneavoastră. Dacă le țineți puțin mai mult la expuse la soare, le udați mai la 10 zile. Dacă nu are așa mult soare, cum nu am eu prea mult soare, le ud odată la 15-20 de zile, dar înainte de a le uda, introduc un bețișor în pământ să văd dacă îmi iese bețișorul umed, înseamnă că mai pot să le las o perioadă să mai reziste fără apă. Pentru că ele își fac rezerva în aceste frunze și nu au nevoie de prea multă apă. Ce să mai vorbesc despre ele? Ca și dăunători, nu prea le atacă dăunătorii, că nu sunt plante ce le gustă la, le place la dăunători, nu le place seva pe care o au. Și atunci nu sunt atacate așa des de dăunători, iar ca și umiditate, nu le place să fie pulverizate pe frunze. Nu sunt plante care să le pulverizăm cu apă pe frunze. Singura lucru care le place, le punem puțină apă pe deasupra și le lăsăm să se scurgă apa, surplusul de apă, și atunci ele o să fie foarte mulțumite și foarte rezistente până la următoarea udare. Ce să mai vă spun despre ele? V-am spus despre beneficiile, pentru că sunt foarte benefice, se folosesc unele specii
de San Severia sau limba soacrei sau săbiuță sau limba tigrului, cum o știți dumneavoastră. Eu știu aceste patru denumiri. Dacă știți dumneavoastră mai multe, puteți să-mi scrieți să știu și eu o altă denumire a acestei plante. Și altceva ce să vă mai zic, pământ v-am zis, udare v-am zis, îngrijire v-am zis, până data viitoare cu un nou subiect, la revedere, nu uitați să distribuiți, să creștem ca și comunitate, am ajuns la peste 800 de persoane, sunt foarte fericită, dar mi-ar place să creștem mult mai mult. Asta ar însemna pentru mine o motivație în plus pentru a vă face cât mai multe descrieri despre câte mai multe plante pe care le am sau pe care le cunosc eu. Iar aici vreau să vă arăt că mi-a înflorit un cactus. Este foarte drăguț. Ia uitați, mi-a înflorit în plină iarnă un cactus. Ia uitați ce floricele frumoase și finuțe le face. Foarte frumos este. Și până data viitoare, cu noi subiecte, vă mulțumesc pentru tot ce îmi lăsați ca și comentarii și vă urez zile frumoase cu flori și creștere pe măsură. La revedere!